După multă formare, după multă rugăciune, îi vei spune în mod solemn lui Hristos: Doamne, vreau să te urmez pentru toată viața. Vreau să-mi consacru viața în întregime ție, care ești unicul izvor de viață și de fericire adevărată. Vreau să trăiesc mereu în ascultare, în sărăcie și castitate. Vreau să trăiesc pentru tine, Hristoase, să te urmez pe tine, să te slujesc pe tine în toate zilele pe care de binevoi să mi le dai. Vreau cu ajutorul Harului Tău să renunț pentru totdeauna la vanitatea lumii, la ipocrizie, la goana pentru primele locuri. Vreau să te slujesc în umilință. Trebuie să mărturisesc că mi-a plăcut mult numele pe care l-ai ales ca soră carmelitană: Ana Micaela a Sfântului Sacrament. Alegând acest nume, am înțeles cu toții că ai o devoțiune specială față de Iisus prezent în Preasfântul Sacrament. Și acest lucru cu siguranță te va ajuta, pentru că Eucaristia este izvorul din care suntem chemați noi toți să ne alimentăm întreaga viață creștină. Acolo, în fața Preasfântului Sacrament, avem posibilitatea să înțelegem din plin iubirea lui Dumnezeu, care a făcut săraci de viață pentru ca noi să trăim. El, de bună voie, s-a făcut sărac și a dat viața pentru ca noi să avem viață prin El. Păstrează mereu vie comuniunea cu Hristos Eucaristicul. O legătură cât mai strânsă cu El îți va da forța de care ai nevoie pentru a rămâne mereu fidelă și credincioasă celui care i-a chemat. Așadar, comuniunea cu Hristos este primul și cel mai important aspect pe care va trebui să-l păstrez în viața de slujire contemplativă. Al doilea aspect este comuniunea cu celelalte surori carmelitane. Unul dintre marile daruri ale vieții consacrate este tocmai viața comunitară. Nu puteți crește singure în sfințenie, în virtute, într-o urmare cât mai fidelă a lui Hristos. Nu puteți singure, de una singură fiecare. Aveți nevoie unele de altele. De aceea este important să încurajați comuniunea, întâlnirea cu celelalte surori care împărtășesc asemenea vouă aceeași credință, aceleași valori, aceeași carismă. Deci comuniunea cu celelalte surori din Ordinul Carmelitan. Și în sfârșit, al treilea aspect pe care doresc să-l subliniez este comuniunea cu Biserica. Faceți parte din Biserică. Într-o mănăstire de clausură erau scrise aceste cuvinte: nu ar exista pescar de oameni fără țesători care să coase năvodul. Misiunea voastră, a persoanelor consacrate de clausură, este tocmai aceea de a coase năvodul pescarilor de oameni, adică de a susține Biserica prin rugăciunile voastre. Noi,
episcopii, preoții, credincioșii, care ne străduim să edificăm poporul lui Dumnezeu, avem nevoie de rugăciunile voastre. Nu uitați acest lucru. Susțineți biserica, noi formăm biserica, noi toți fii botezați. Susțineți biserica mereu prin rugăciuni fierbinți și pline de încredere. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să te ajute, dragă soră Ana Mihaela, a Sfântului Sacrament, și să facă în așa fel încât să nu-ți lipsească niciodată harul și binecuvântarea sa. Amin.